Distinsul profesor Celestino Fernandez de la Universitatea din Arizona a primit titlul de doctor honoris causa la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București. Totodată a avut loc și conferința internațională a dreptului la fericire. Ca un prim moment al recunoașterii și a respectului nostru față de domnul profesor Celestino Fernandez de la University of Arizona, am acordat titlul de doctor honoris causa al universității noastre, domniei sale. Pentru că este vorba despre un profesor, despre un filozof al socialului, despre un om care și-a dedicat întreaga existență educației și mai ales împlinirii destinului studenților și a oamenilor de care s-a înconjurat, ne-am gândit că ar fi frumos, că s-ar cuveni, cu ocazia zilei de astăzi, să organizăm și o conferință internațională care practic s-a constituit în a șaptea ediție a conferinței noastre intitulate Cultura Europeană a Drepturilor Omului, Dreptul la Fericire. Această conferință i-a fost dedicată în mod deosebit marelui profesor Celestino Fernandez, care și-a dăruit inteligența, sufletul, căutării fericirii pentru sine, pentru studenți și pentru cei dragi. I'm very pleased and happy and thank the university. It's an honor deeply felt and the university here at it's just been very hospitable. We've had both my wife and I've been here and we've enjoyed it very much. And Dimitrie Cantemir Christian University is a very good university. I learned a lot about the university and very happy to be here. Profesori din străinătate care nu au fost în țară și au făcut prezența la eveniment prin mesajele video trimise. Hello everyone. It's a pleasure to be with you for this conference on human rights and the right to happiness. And first, I would like to thank everyone who made this conference possible and especially my good friend Madam President Karina Dimitrescu and Mr. President Momcilo Lubrici. Greetings from Washington, D.C., here in the United States. Buna ziwa. Here in the United States, we base our approach on the Declaration of Independence signed on July 4th, 1776. The Declaration's second paragraph begins, "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. They are endowed by their Creator with certain inalienable rights, and that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." I feel very honored and privileged of having been offered the opportunity to address this important international conference on human rights culture, and also to congratulate the Dimitrie Cantemir University in Bucharest for having been chosen as the organizer for this event. Thank you.